Ieri, polițiștii gorjeni au legitimat 357 de persoane și au verificat 267 de autovehicule. În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 134 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 71.200 de lei. Polițiștii din Turceni au depistat în trafic un bărbat de 29 de ani din comuna Aninoasa, în timp ce conducea un motociclu pe DC48 de leni, iar în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,49 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Polițiștii din Târgu Cărbunește au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 34 de ani din comuna Turburea, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Din cercetări, polițiștii au stabilit că bărbatul, la data de 9 august, ar fi fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, după care ar fi abandonat autoturismul la locul producerii evenimentului, arată un comunicat emis de IPJ Gorj.